Și sigur că eu sunt urât și detestat, fiindcă spun lucrurilor pe nume. Eu nu mă feresc, Ciprian, sper că observ, să folosesc o sintagmă tare, cum ar fi teroriștii uterului. Pentru că, Ciprian, m-am tot gândit, știi, la 40 și v-am mai spus asta și o repet, fiindcă suntem prieteni și ne permitem să mai și glumim. Între 20 și 40 de ani ești frământat, oare ce cred alții despre tine? Între 40 și 60 zici, te doare în cot, mă doare în cot de ce cred alții despre mine. Și la 60 de ani constați că nimănui nu-i pasă de tine. Deci eu sunt în faza a doua, da? De la 40 la 60, mă doare în cot, da? Dar de ce mă doare în cot? Pentru că am realizat că nu poți cu acești seculariști radicali să ai nu numai dialog, ci nu poți să ai un pact social.